A dat Dumnezeu să-l termin și pe ăsta, că am zis că îl termină tăticul și l-a terminat patraul, nu l-a mai terminat tăticul. Păi da. Am zis că alea, nu știu unde s-a dus ăsta bătrân, nu cred că e pe la... Știu unde a dispărut el, așa că... Nu prea a zis de ce, cum și începe. Lasă asta aici. Hai, Deja mă, un omule, bornă. mai terminat treaba. Of, Doamne Dumnezeu, mai și speriat era să și sară în sus, era să și fac, am două senzații, una și să fac pipi și una să și fac acazii. Am Ai terminat, terminat terenul. da, nu se vede. Bravo, bine că ai terminat. Hai că trebuie să te duci să iei remorca aia Mă duc care ai să iau și lăsat-o acolo remorca aia, și da. vezi că l-am văzut pe neafericel, a trecut, e târgu astăzi, vezi că să nu mă uiți, că eu vreau tractor. Aoleu, că am și uitat, e târgul ăsta. Stai să mă duc să văd ce tractor iau, să mă duc să iau remor. Iau remorca și vin imediat cât pot de Hai că repede. uite, m-am gătit, m-am făcut frumoasă. Du-te, mai fă-te un pic frumoasă, că nu ești atât de frumoasă. Vine ce tractor. Asta, lasă-l pe ăsta aici, că... Trebuie să-i schimb. Am uitat de el. Trebuie să-i schimb un furtun acolo, că... M-a zăpăcit. Hai să-l iau pe ăsta la ochi. Am uitat azi noapte și cu ușa deschisă și cu geamurile deschise și cu... Ferească-ne Dumnezeu și măiculițele Domnului. Sper să dau. Dă Moș Traian să pot să-mi iau remorcă. A zis că e acasă. Așa rămăsese treaba. Da. Stau și mă gândesc că trebuie să trec. Aș trece pe la brutăria asta pe aici din sat. Să văd cu cine să stau de vorbă aici. Că dacă am și terenurile alea două, poate. Îl comit pe socrul meu să vedem pe terenurile lui. Poate punem tot la fel greu. Să facem și noi ceva. A semna un contract cu ăștia la brutăria aici. În sat aceea, ba. Zic și eu că așa ar trebui. Acum, opinia omul ăsta acasă e. Oare să bag tractor? A, intru cu tractorul când am. Au dat-l pe aici, pe-n curte, vă moștre. Hai, bună dimineața, moștre! Hai să trăiești, patraule. Ce faci, mă, mentor? Ce să fac? Pe lângă gospodărie. Ah, tot cu treabă, tot cu treabă, ca de fiecare dată. Tot cu treaba, dacă nu muncim, n-avem ce mânca. Ai, auzi, ce țin garajele astea? Că de fiecare dată, când alea tot... Ai ceva în ele sau e goale? Goale, taică, goale, goale. Ah. Uite că mi-a venit acum o idee, las că mai stăm noi de vorbă. De, știi de ce am venit? Ieri, ia uite că era să mă și ia. Acum câteva zile am venit cu Neaurel și am adus niște rapiță și am remorca mea, am lăsat-o aici la silos. Sper că ați golit-o sau alea, ați stat de vorbă cu el cu rapița, dar pe mine mă interesează decât remorca, că o să am treabă cu ea. Da, hai că am golit-o, am băgat-o aici, înăuntru, la porci. Am înțeles. Păi, să-mi deschid și mie o ușă pe acolo dacă e să o leg. Pe ce parte intru? Pe partea asta sau pe partea alta? Pe partea asta, nu? Pe partea asta, pe partea asta. Bine atunci. Hai să leg și o remorcă asta să văd ce... M-am întrebat de garajele astea că... Le-aș aduce și eu utilajele să mi le bag aici. Și așa are dita mai curtea. Dacă tot încep cu afacere cu alea, pot să bag și eu ce am. Trebuie să mă duc să-mi achiziționez și eu niște pluguri, niște discuri.
aici. Gata, Moș Traian, am legat-o. Nici nu m-am uitat în ea. Ai golit-o de golit, nu? Am golit-o, taică, am golit-o. Am înțeles. Dacă... De asta te întrebați de garaj. Eu să am niște terenuri pe aici, să văd ce fac, cum mă învărt și... Nevastă mea vrea să mergem în obor, când mi-am să aminte de oborul ăla, să mă duc la obor, că vrea să-și ia și ea tractor. Vreau să mă dezvolt puțin aceea pe comună și de asta te-am întrebat, că văd că ai o grămadă de spații pe aici. Cu ce te mai ocupi? Doar cu porci? Momentan cu porci, taică, cu porci. Cât mai e pe kilogram în viu? 10-15 lei. Pe poate de sărbătorile astea, poate trec și eu pe la matare pe aceea, că văd că socră mi nu mai crește porci, că e bătrân, că nu știu ce, dar el se duce la băile Herculane, se duce la plimbări, se duce încolo. Poate iau și eu vreuna. Hai să mă uit și eu puțin la ei să văd ce... Uite ce frumos. E, moștrane, dar strecuți de 100 ăștia. Da, și câte răță am băgat în ei. Ai băgat răță în ei, a? Aie, ce să... Atunci ce să, ținem legătura dacă ieși și... Asta e. Mă duc că mă așteaptă Veronica să mă duc în obor să vedem ce găsesc pe acolo. Moș Patraule, uite ce, când rămas cu pastea. Moș Traiane, ce să zic, ai grijă de matare și... Vezi și matare ce faci pe lângă casă. Hai, te-am pupat, numai bine, sănătate. Sănătate. Moș Traian foarte vrednic aici în sat, nu mai poate, e bătrân. Vezi și părul și barba săracu și toate, dar uite că face treabă. Am îngrijit astea pe aici, garajele astea. Să descurcă și el pe aici. Te stau dubru cu el să vedem că știu că are și el niște terenuri, o grămadă de treabă de făcut. Cine îi lucru făcând? Să vedem cine îi lucru făcut ca să... Să vedem poate îl păcăle să le iau eu să îi le lucrez eu. Dacă el aș lucra și terenurile lui Moș Traian, aceea în sat, suntem zei. Bun. Tot o remorcă acasă, că presimt că mă cer cu asta. Și de ce presimt în urină, așa că parcă o văd acum cu un... Pierde târgul, pierde oborul, pierde nu știu ce pierd. Doamne. Parcă m-a luat și pe la lingurică, așa, nu știu de ce m-a luat foame și dimineață, nu înțeleg de ce. Bag aici în spate. Că ne-a lăsat să o primim combina asta, mai avea nițel. Să o lase fix în mijlocul drumului, trebuie să o mut și pe asta de aici. Așa. Să nu mai stea pe... Stai, hai să văd unde e scumpa mea soție. Veru! Aici, la Salci. Unde la Salci? Auto. Aoleu, nimic nu știi, am pus și eu acolo măsuță cu două scaune să-mi beau și eu cafeaua la stradă, mai văd și eu cine trece, mai auto. Hai să mergem încolo, că să vedem ce găsim în oborul ăsta aici. E prima oară când merg la obor aici. Hai că mă duc să pornesc mașina, hai. Urcă-te mașina. Hai să pun cheile astea de la tractură aici, că recar și pe astea după mine, mă încurc în ele por. Să le iau pe ale mele de la... Abia aștept.
la și ta sub bani. Mi-a așteptat. Ia zi, ce ai făcut la moștra aia? Ce să fac la moștra aia? N-am fost la Noare Morc, am stat de vorbă puțin cu el. L-am întrebat de garajele alea, că am văzut că are o grămadă de locuri libere pe acolo. Și mă gândeam că dacă ții și tu tractor și ne luăm utilaje pe aceea pe sat, ca să nu le mai ținem pe la noi pe în curte, să zică vecinii că au copii copății care la cel puțin la ele închis acolo, știi? Aha. Să le băgăm, că avem spații de remorci de toate alea și avem și silos de el acolo. Și nu l-am mai văzut pe Nea Traian, cum mai e? Bine e? E bine, e albit și în cap, săracul, e palb și... Am bătrânit, săracul. Am bătrânit, că cu porcii pe acolo. Are porci frumoși, are, a? Are, are. Am vorbit cu el, am zis că de sărbători, când o fi să poate ajung și-o pe la el pe acolo, să i trecut de suta până de sărbători. În 3 luni de zile să facă ăștia moștri. A zis că 10-15 lei kilogramul în viu, acum nu știu dacă stai eu de vorbă cu el, poate mai scădem și noi la un preț acolo. No, bun, bun. Ia, hai să bag mașina aici în parcare. Ia uite ce dă tractoare. Sigur îmi găsesc unul astăzi. Aia îți găsești. O dea Dumnezeu să-ți găsești. Mi-a dat tăticu bani. Te-a dat? Cât ți-a dat? Mi-a dat 20 de milioane. Ne ajunge? 20 de milioane? Ferească Dumnezeu, stai să iau banii de aceea care mai am și eu 20 de milioane. Să vedem dacă găsim ceva la 40 de milioane, că la 20 de milioane nu ții nici remorcă, drept. Hai. Vezi cum te-am prins, omule? Mai. De ce tractoare aici? Japan? Mi-a dat tăticu cu 50 de milioane, dar am vrut să știu dacă mai ai tu puși deoparte, eram sigură. Pe nu mai am zis și eu așa la oha. Da. Bună ziua, bună ziua. Salut, tinere, salut. Ia zi, ce te-ar interesa? Ce modele? Ce... Am venit și noi să ne uităm după un tractor, să vedem ce prețuri, cum, în ce fel, că ai putere, an de fabricație, schimbări, filtre, alea. Uite, Vero, ce zici de asta? Ăsta verde, așa? E verde, e pe un tractor să facă treabă, că... N-are geamuri, măi, omule, dacă vine ploaia și mă apucă pe câmp, nu mă bate în cap. Păi, bate ploaia, bate vântul. Și ne ia numai pe rândul. Hai, nu-i place. Uite, ia-l pe ăsta, uite. Ăsta, cică... Dar pe ăsta îl vinde deja ruginit așa? Cum e posibil? Da, cică, pe ăsta îl dă cu tot cu garaj. Îl dai cu tot cu garaj pe ăsta. Tinere, ia vino încă, dă-te mai aproape un pic. No? Ce preț are antipa asta? Ăsta fiind mai vechi, ți-l las la 20 de milioane. 20 de milioane? Ia uite, mă, omule, mă, de asta ne-ar motor, trebui și nu. La motor e stat. E stat, nu? Schimbate. A, să vede, da, văd că e schimbate filtrele, dar are săracul. Dar unde l-ați întâmplat? E la streași în acasă, s-a scurs toată apa pe el, ce dracu? Ăsta l-am după la bunicul meu, după la țară, dacă el l-a îmbătrânit și nu mai poate. Aha. Hai că ne... Hai că ne mai uităm. Ce zici, Vero? Ăsta, mă, să tăiem și noi iarba acasă. Asta da, o motocoasă de asta ar fi bună. Ia o puțin de mânere să văd cum ți-ar sta cu o motocoasă de asta. Ia-te, vezi? Hai să-ți scot telefonul, să-ți fac o poză. Gata. Hai, te vezi? Dacă ți-au o motocoasă de asta cu o 16 aici, iubire, îți dau de treabă de spică mea de rău, măcar să nu mai cu gura pe mine. Bine. Bună ziua. Salut. Bună Am ziua. Auzit de la când vorbeați cu colegul meu aici, căutați un tractor? Căutăm, da. Dar de unde răsăriți așa? De-n pământ? De unde veniți așa toți? Lăsați-ne să ne uităm și noi și când mă-i hotărâ, vin acolo, tot vorba cu ție. Știi, tată, când am fost eu la oraș, era la aia pe genul Probați. Da. Haideți să vă arăt aici, la mine, aici, pe partea mea, aici, niște tractoare frumoase. Zic pe partea lui acolo, că nu scap de ăștia. Pentru cine vreți tractorul? Pentru doamnă. Pentru doamna soția mea, da.
Am aici un tractor frumos, adus din Germania. Da? Da, da. Ce, universalul ăsta? Universalul ăsta, da, a fost luat de un bătrânel. Da? Pentru fiul în Germania, că vrea să ocupe de fermă. Și l-a popsit în mov, la așa și... Ai. L-a întreținut, vedeți că e foarte întreținut. Arată bine asta, e... Arată bine, dar asta e ăla din 2005, dacă nu mă înșel, nu? Da, 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 acela e. Da, da, da. Câte, ce preț are asta? Asta, 120 de milioane. Da, mi-a părut bine, mi-a părut bine de cunoștință, ce să zic. Stați așa, unde plecați? Stați așa, stați așa. Cam în ce bani vă învârtiți, ca să vă arăt? Lasă că noi știm noi în ce bani ne învârtim, că așa dacă îți dau un preț, pe urmă mă sucești și mă duci direct la asta. John Deere-ul ăsta la câți bani? John Deere-ul ăsta? La 60 de milioane. 60 de milioane? Da, este foarte bine întreținut din câte vedeți. Am văzut. Pornește? Pornește, pornește. E schimbată bateria, uite, e nouă aici. Filtre. Aha. Distribuție făcută. 710, 71, da. Trapezul ăsta? Trapezul ăsta, ce pot să vă zic, l-am luat și eu de la cineva, nu știu prea multe despre el, să vă zic ce a fost schimbat la el, că nu are carte de service, nu mi-a zis, l-am văzut, l-am probat, trage, dar cred că mai trebuie, trebuie făcut o distribuție la el. Poți să-i, poți să-i dai ok? Uite aici cheile, urcă și dă-i tu ca să vezi cum merge. Hai să vedem, mamă și cheie. Mai dai, mai dai, mai dai, mai copernește mai greu. Vezi că e bine! E bine, e bine. Interesting. Da, hai să ne mai uităm. O opriți dumneavoastră? Ca să nu consumăm motorină degeaba. Am înțeles. Da, uite, iubire, pă, dacă ai face și tu bani mai mulți așa, să ne luăm dracu și noi măcar un Logan de ăsta. Frumos. Vă interesează? Nu mă mai interesează nimic, că n-am bani, mă, ticule, mă, n-avem bani, mă, suntem sărași, mă, tot. N-am bani să trec nici strada, mă, tata. Roșu, să-i placă lui Moșu, ia uite. Păi, da. Cam la ce vrei să folosiți tractorul? La muncă. Arat discuit. La tot ce ține de câmpuri, de toate alea. Ia uite ce, ia uite ăsta, câte spre de milioane este. Ia uite, Veronica, unul de ăsta, dacă zici să-l luăm și noi. La asta vorbim în euro, nu mai vorbim în lei. Cât e ăsta așa de cultura mea generală? 60.000. 60.000? 60.000 de ce? De lei, hai. Euro. Ia uite aici, ce e asta? Mahindra. Da? Să știți că puteți să vă facem oferte și de finanțare, dacă doriți. Da? Da, da. Și ăsta, dacă ăla e 60.000, ăsta cât e? Ăsta... ăsta ajunge undeva la 180.000, că e mâna a doua și de-aia. Aoleu, mă. Aoleu, tată, cred că am nimerit greșit. Da? Ce mai e pe aici? Mai am un TB-ul ăsta care are o problemă. Ce problemă are? Pornește greu. Pornește greu? Da. Poți să mă urc în el? Puteți. Are cheile în contact? Da, 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 e aici. Dă-i mai mult gaz. Îi dau. Aha. Cred că e pompa de motorină, nu știu ce să zic. Nu sunt mecanic. Mhm. Ce preț are asta?
Ăsta cu problema care o are, îl las undeva la 50 de milioane. 50 de milioane, zici? 45, da. Nu e bun că are problemă săracul. Uite, pompa aia de motorină cu țevăraie, cu toate alea, cu conductoraie nouă de cupru și toate alea, s-ar putea să mă coste ceva și dacă tot schimb aia, trebuie să schimb și filtrele de motorină. Stai că nu-l las mai... las și eu la 48 dacă vrei. 45 și batem palm. 46. Să-mi scot și eu banii pe platforma care am adus. Bun atunci, 46 rând. Haideți să facem actele aici la măsuța asta de aici. Ha. Dai și o porție de mici la 46 sau? Da, și o porție de mici, dar dai tu bere. Dai bere. Veronico! Ia zi, omule. Te comandă două beri de acolo, de la nenea, de la mici, și comandă câte patru mici de fiecare și plata o face nenea cu tractor. Ia zi, ticul. Uite aici. Ai aici talonul. Așa. Fiscalul. Da. Și uite aici, o să completăm contractul. Ha, completează acolo contractul. Dă și mie buletinul ca să completez datele tale. Uite-l aici. Ai trecut? O rugăminte, ca să nu mă, să nu-mi ia și mie. Puteți să trecem o sumă mai mică ca să nu mă ia ăștia de la NAM. Așa și... Ești hoț. Păi, să ies să mai scoși o bănuții cumva. Ești hoț. Hai, treci acolo, treci o sumă mai mică și fă ce vrei tu, că oricum pe mine mă interesează decât tractor. Ok. Stipulează acolo la clauze, în contract, în cazul în care tractorul are alte defecțiuni pe cutie și pe cine știe ce alte nebunii, să dau de tine, ți-l aduc înapoi la poartă. Eu te ajut pe tine, tu mă ajut pe mine, ca să fie treabă cum trebuie. Am înțeles, bine. Bun. Uite aici contractul, fiscalul, talonul. Mersi frumos, hai să luăm și noi un miculeț, un cărnăcior. Așa. Oricum, în afară de problema aia, tractorul am înțeles că a mers foarte mult pe câmpuri doar la arat, atât. Am înțeles. Păi ce să zic atunci? Bătu palma, să aveți o zi bună, spor la vânzare și... Pe dumneavoastră să stăpâniți sănătos, să vă facă mulți kilometri și multe ore de folosință. Da. Bun. Și rod frumos vă urez. Ok, hai, numai bine. Unde ești, Vero? Veronico! Lasă-mi... Ia uite-mă că am scăpat-o la înghețată. Hai, băi, femeie, acasă că va tractorul, hai. Hai că mă mănânc și o înghețată asta. Ai rezolvat cu actele. Am rezolvat cu actele. Ia actele. Dar tu zici că e bun tractorul ăsta, să nu ne certe tăticu. Lasă că ce zice tăticu, ce zic eu. E la fel ca același model ca ăla care l-am eu în curte. Ia cheile de la... Ia cheile de la papuc și ia și actele, bagă-le în torpedo acolo, că vin eu cu tractor. Bine, hai că mă duc să iau. Bani să ai întârgul ăsta aici. Găsești orice. Că ai bani, ai de toate. Să-i las capota asta. Să vedem noi. Semnale. Totul ok. Avarii. Fața merge. Luminile merg cu ea. Alta să nu mă trezesc că mă oprește vreunul să... Așa. Frumos, frumos, frumos loganul ăsta roșu. Văzut și
Ce duster-ul ăsta pe capăt aici, frumuseți. Bă, dacă ai bani, cumperi. Auto-l și pe ăsta. Unde tăția bani? Unde tăția bani, băi băiete, băi. Ia să-l vedem noi pe ăsta. Mă dau un pic la el să vedem cum și ce zice. Deci că merge bine un tren care nimic de schimba, schimbă bine. Ia să vedem. Prână de motor. E bine? Pompa de motorină o dau jos. Văd cu socră mea că o băgăm imediat să ne uităm la ea, să o retușăm, să vedem ce îi facem și... Eu zic că am scos tractor cum trebuie. Pentru Veronica. E modelul la fel ca ăla care l-am eu în curte. De asta l-am și luat în cazul în care trebuie ceva și alea. Hai luăm după unul, punem pe altul, vedem ne. Și eu sunt pe latra asta. Așa. Ca găină ai lăsat mașina asta. Fix în mijlocul grămezi. Haide mă, omule mă. Cum merge tractorul? Merge bine, merge bine, da. Trebuie să mă uit cu tactul puțin la pompa aia de motorină. În rest merge bine, l-am scos și bine. 46 de milioane, mai ți-a rămas și 4 milioane acolo de la palea. Dar ia zi tu, omule, acum, că te-ai dat de gol, ai zis, lasă, ce ți-a lăsat ticuție, 20 de milioane, ce să faci cu banii ăia? Și ai zis, ia să mai scot eu din torpedo, ia zi, de unde ai tu bani? M-am împrumutat la Ion. Mă, vezi că eu îl întreb pe Ion, că Ion nu mă minte. Lasă, nu m-ai întrebat tu pe Ion, m-am împrumutat la el fără să știi tu, eu că i-am zis... Eu cred că pui bani deoparte fără să nu știu eu. Nu pune bani nimeni deoparte, i-am zis să nu-ți mai zică ție, da? M-am împrumutat să am de cheltuială, că vezi că trebuie să alerg încolo, motorină, tractul ține canistrele pe acolo, până alea și stă cu tractorul full de motorină, mie nu mi-a dat 10 litri de motorină. Nu ți-a dat 10 litri. Hai, știi ceva? Ți-am luat tractor, uite-te aici, uite cheile, ai acte, ai tot ce alea, pune mâna și... Gresează-l și tu puțin pe puntea asta de față, că la virează, când virezi cu dreapta, scârție ceva și cred că e pe jos pe la întindu-te pe capetele astea de bară pe aici. Pune mâna. În rest, tractorul se vede că e vopsit mat, e bine, merge luminile pe el, girofarul, tot, e perfect. No, bine, sper să fie tăticul mulțumit și să nu zic că am dat banii degeaba pe el. Eu o să fie mulțumit, că până la urmă lucrează tatică tu pe el, lucrezi tu pe el, așa că stai liniștit. Păi da, dar tăticul mi-a dat bani. Aolo, dacă nu era tăticul... Aolo, ce mă doare capul. Mă doare capul rău. Rău hai de tot. Mă duc să mă schimb și să pun să fac ceva de mâncare. Hai că te aștept aceea la masă, că nu mai pot. Adus? Omor cu tăticul, ești cu barie de la tăticul și cu tăticul lui mămica și cu mămica lui tăticul, că m-a zăpăcit. Bun, nu trebuie să fac neapărat văzut de teren, urmă mânca bastirul vostru, că nu mai... A, ce să facem, să aduceți ziua de azi. Ce să vă mai zic, oameni buni? Toate cele bune și, cum vă spune patreaule de fiecare dată, fiți cu minte, nu cu minți. La revedere, oameni buni.